Lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Îi mulțumim Lui că avem acest har după masa aceasta, în seara aceasta, să fim la casa Domnului și să ne bucurăm de cuvântul Lui. Și cred că am făcut cea mai bună alegere că suntem în casa Lui. Poate mă repet, dar trebuie să vă spun și în seara aceasta că venind în casa Domnului, n-avem cum să plecăm la fel. E imposibil. Nu poți să vii să te întâlnești cu Domnul în rugăciune, în cântare și în cuvântul Lui, să te întâlnești cu Evanghelia și să pleci același om. Nu, e imposibil. Nu există așa ceva. Din casa Domnului poți să pleci ori gagnant, ori perdant. Ori pleci un om care e câștigat, care e răscumpărat vremea și ai lucrat la mântuirea sufletului tău, ori pleci cu un om care ai refuzat Evanghelia și n-ai avut atitudine potrivită și această Evanghelie într-o zi te va condamna. Când vei ajunge în fața lui Dumnezeu în ziua judecății, Dumnezeu te va pune față în față cu Evanghelia Lui și îți va aminti că într-o zi, într-o seară, ai ascultat Evanghelia Lui și n-ai avut atitudinea care trebuia să o ai față de Evanghelie și te va condamna. Sau, poate, în alegerea cea mai bună și cea mai fericită, îți va spune că într-o seară ai ascultat Evanghelia, ai avut atitudinea cea mai bună, l-ai acceptat pe Domnul și ți-ai mântuit sufletul, slăvit să fie numele Domnului. Ori pierdat, ori gagnat, vom pleca din casa Domnului. Și asta se întâmplă de fiecare dată când ne întâlnim cu Domnul la casa Domnului. Lăudați să fie numele Domnului. Azi dimineață, fratele Iosif spunea că Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, s-a îngrijit să ne avertizeze, să ne învețe, să ne spună că este foarte importantă atitudinea inimii noastre când venim la casa Domnului. Și ne-a reamintit pilda asemănătorului, acolo unde se spunea că sunt patru feluri de pământuri. Nu-i problema sămânța. Cuvântul lui Dumnezeu care este sămânța transcende mii de ani. Cuvântul lui Dumnezeu a rămas același. De când îl rostește Dumnezeu, nu trebuie nici modernizat pentru secolul 21, nu trebuie modificat, nimic nu trebuie făcut. Cuvântul lui Dumnezeu, când a fost rostit, chiar dacă a fost rostit cu mii de ani în urmă, el este valabil și astăzi. Slăvit să fie numele Domnului. Problema este pământul. Și pământul acesta, inimile noastre, este comparat cu acele patru feluri de pământuri unde a căzut acea sămânță. E treaba noastră. E treaba noastră, nu-i treaba lui Dumnezeu, e treaba noastră să avem, să ne pregătim inimile când venim în prezența Domnului. El poate să cadă într-un pământ bătătorit, el poate să cadă, cuvântul Domnului să cadă între spini, poate să cadă într-un loc stâncos, dar poate să cadă și într-un pământ bun, slăvit să fie numele Domnului. Și fratele Iosif ne sugera și spunea să ne pregătim inimile ca să primim cuvântul Domnului și să strângem într-o inimă bună și curată. Acolo să-L ținem. Amin? Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Toți suntem ascultători, toți trebuie să ne pregătim inimile și noi cei care suntem aici în fața noastră și noi trebuie să strângem cuvântul Domnului și să-L punem în inimile noastre. Dar noi, comparat cu dumneavoastră, avem o responsabilitate mai mare. Noi suntem în fața dumneavoastră și trebuie să vă spunem din ale Domnului cuvinte. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apostolul Pavel le spunea corintenilor și ne spune și nouă în seara aceasta, în 1 Corinteni, capitolul 3, începând de la versetul 9. Căci noi, vorbea despre lucrători, despre cei ce vestesc Evanghelia, despre cei ce lucrează pe ogorul Evangheliei, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia seama cum clădește deasupra. Fiecare lucrător care trece pe aici trebuie să ia seama, să fie foarte responsabil cum clădește atunci când vestește cuvântul Domnului, atunci când cântă o cântare, atunci când face o slujbă în casa Domnului. Iar dacă clădește cineva, versetul 11, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, este totul simbolic aici, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut,
că se va descoperi în foc. Adică Dumnezeu va testa ceea ce am făcut noi, ceea ce am lucrat, ceea ce am propovăduit, ceea ce am făcut pentru Domnul. El va testa lucrul acesta, cum l-am făcut, cu ce inimă, cu ce gând, cu ce intenție l-am făcut. Și zice, Domnul va face cunoscut că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea, pe Domnul Iisus Hristos, să rămână în picioare, el va primi o răsplată. Adică cei care fac ceva în numele Domnului, vor primi, vor fi răsplătiți pentru că au făcut lucrarea aceasta. Dacă lucrarea lui va fi asta, adică nu rezistă atunci când va fi verificată de focul lui Dumnezeu, spune, își va pierde răsplata. Nu va avea nicio răsplată cel care a făcut lucrul acesta, iar cât despre el va fi mântuit dacă prin foc. De ce v-am spus aceste lucruri? Pentru că intenția mea este că dacă aș putea să fac ceva ca să ajut la Evanghelia Domnului Iisus Hristos, să ajut pe oameni să intre, să găsească Împărăția Lui Dumnezeu, v-aș fi de mare folos. Și aș primi și o răsplată. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În niciun caz n-aș vrea să fiu unul care să ajung aici și să vă spun lucruri confuze sau să vă spun lucruri care v-ar îndepărta sau n-ați mai ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. De aceea vă spun, avem o mare responsabilitate în Dumnezeu. Este foarte important ce spunem și cum trăim. Dumnezeu pe noi ne-a binecuvântat. Noi, ca și români, ne-am născut într-un popor creștin. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Comparativ cu alte popoare, cu popoarele musulmane, popoare arabe, care s-au născut în țări unde este mult mai greu să înveți despre Domnul Iisus Hristos, noi vom fi mai astăzi judecați. Pentru că ne-am născut într-un popor creștin și mulți dintre noi ne-am născut în familii creștine, în familii de pocăiți și am învățat de mici calea Domnului. Și noi ar fi trebuit să răspândim în jurul nostru Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Prietenii noștri, colegii noștri de la școală, colegii noștri de la lucru, vecinii noștri au învățat și au văzut pocăința așa cum noi le-am arătat-o prin trăirea noastră. Mă rog ca Domnul să ne ajute să le fie arătat cu pocăință curată. Una adevărată care să-i conducă pe oameni la mântuire. Și Domnul să ne ajute lucrul acesta. Cu atât mai mult suntem responsabili înaintea Dumnezeu să aducem înaintea fraților, înaintea surorilor, înaintea prietenilor un cuvânt curat. Nu promisiuni false că putem ajunge oricum acolo. Vom ajunge dacă ne pocăim și dacă ne străduim pe calea Domnului și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Frați și surori, cuvântul care ne stă în față în seara aceasta este un cuvânt ușor, nu este un cuvânt foarte greu. Vom învăța câteva lucruri despre... Aș vrea să privim împreună la acest om, la care un om deosebit, un om care a intrat în evidența lui Dumnezeu, ca orice om, dar în mod deosebit, Dumnezeu l-a avut în vedere pe acest om și nu l-a uitat. Nu l-a uitat pentru ceea ce a făcut el și ceea ce a fost el. Să ne uităm puțin la el și să îi urmăm exemplu, pentru că este un om care merită să umblăm și să îi vedem exemplu. Apoi, în a doua parte, vă voi vorbi despre făgăduințe, pentru că și în textul din această seară, Caleb îi aduce aminte lui Iosua că Dumnezeu i-a făgăduit cândva, în urmă cu 45 de ani, i-a făgăduit ceva și acum era momentul ca Dumnezeu să-și împlinească această făgăduință. Nu știu câți dintre noi ne mai amintim făgăduințe de acum 45 de ani. Vă mai amintiți careva? Ce ne-a promis Domnul acum 45 de ani? Poate unii vă amintiți. În orice caz, și dacă nu vi le amintiți, Domnul ne-a promis multe lucruri. Poate noi le-am lăsat în Evanghelie, în cuvânt, și nu le-am luat. Trebuia să le luăm prin actul credinței să le ajutăm să fie reale în viața noastră. Dacă nu le-am luat, aceste făgăduințe se aseamnă ca și cum am avea o casă cu o grădină în spatele casei și cineva își vine și ne spune, voi, tu știi că aici, în casa ta, în grădina ta, există o grămadă de comori. Dacă vei sta liniștit și nu vei face nimic, ele sunt acolo, dar ele nu vor intra niciodată în posesia ta. Tu nu vei intra în posesia lor. Nu le vei avea niciodată. Dar dacă te vei apuca să sapi, rând pe rând vei descoperi ceva. Câte o pomoare, câte o pomoare. Așa sunt făgăduințele lui Dumnezeu. Dacă vom săpa aici în cuvântul lui Dumnezeu, dacă le vom descoperi, dacă le vom citi și le vom aduce prin actul credinței, în viața noastră, ele vor fi reale și vor fi ale noastre. Slăviți să fie numele Domnului. Aș vrea în seara aceasta câteva dintre ele să le reamintesc, să le aduc, să le împrospătesc,
să le avem proaspete în inima și în mintea noastră. Și Domnul să ne binecuvânteze. Spuneam despre acest care, nu am să încep chiar de la început, vă amintiți că poporul evreu a fost în robie timp de 400 de ani. După ce a ieșit de această robie, Dumnezeu i-a adus ca să-i ducă în țara Canaan. I-a trecut prin multe, i-a trecut prin Marea Roșie, a făcut minuni, le-a dat apă din stâncă între timp, pentru că s-au împietrit și Dumnezeu a spus, generația aceasta de oameni trebuie să piară, pentru că n-au crezut cuvintele Domnului că pot să intre în țara aceasta cu ajutorul Domnului. Generația de oameni care au fost acolo, care au fost capabili să poarte armele, a trebuit să moară în pustie. Și o altă generație să intre în țara promisă. Din vechea generație au intrat doi oameni. Vă amintiți? Iosua și Caleb. Doar doi oameni. Din probabil peste 1 milion de oameni au fi fost acolo, au intrat doar doi oameni din vechea generație. Restul au trebuit să moară în pustie. Între timp, Domnul le-a dat și legea, Domnul le-a vorbit de aproape, le-a dat legi, le-a dat porunci ca să fie deosebiți de celelalte popoare. Acum, în momentul de față, în Iosua, capitolul 14, este vorba despre acest om, acest comandant de armate, despre Caleb, care vine și se prezintă în fața lui Iosua și spune, Iosua, îți amintești acum 45 de ani. Robul Domnului, Domnul meu Moise, ne-a trimis 12 spioni, 12 iscoade, ne-a trimis în țara Canaanului să spionăm această țară, să vedem cum este, cum sunt cetățile acolo, cum sunt oamenii, dacă sunt cetăți întărite, dacă este așa cum a promis Domnul, dacă țara este bogată, dacă este frumoasă. Și îți amintești că am fost toți. Când am întors înapoi, îți amintești că 10 din cei care au venit cu noi au umuiat inima poporului și au spus, țara asta este puternică, într-adevăr e frumoasă, este cum a promis-o Domnul, dar aici sunt uriași, noi nu putem să intrăm, noi nu putem să ne batem cu ei, noi suntem ca niște lăcuste pentru ei. Cetăților sunt foarte întărite, dar Caleb îi spune, dar tu ți-amintești? Eu în acele momente, eu am spus poporului așa cum mă îndemna ce îndemna inima mea curată. Caleb spunea și amintea lui Iosua, tu ți-amintești atunci, acum 45 de ani, eu am spus așa cum mă îndemna inima mea. Și ce spunea Caleb? Și-a rupt hainele în fața poporului și a zis, oameni buni, nu vă speriați. E adevărat că sunt uriași acolo. E adevărat că acolo sunt cetăți întărite. E adevărat că ea sunt mai tari ca noi. Dar nu uitați un lucru ce ne-a promis Dumnezeu. Ei n-au pe nimeni. Sunt singuri. Noi îl avem pe Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Avea cuvântul Domnului. Avea credință în Dumnezeu. Nu s-a dus prin vrednicia lui, deși era probabil un comandant puternic. Era un om ordonat. Un comandant care probabil își impunea o viață de disciplină. Dar era știut că nu prin puterea lui. Era știut că prin promisiunea lui Dumnezeu se va cucerea această țară, slăvit să fie numele Domnului. Și acum, el îi amintea lui Iosua, uite promisiunea care mi-a făcut-o Dumnezeu prin robul lui, prin Moise, acum 45 de ani. Haideți să ne uităm puțin la care spune el, cum mi-a spus inima mea curată. Este important ca și copiii lui Dumnezeu să avem o inimă curată? Amin. Credeți că este important? Este foarte important. Dacă inima noastră nu este curățită de Dumnezeu, dacă nu ne lăsăm curățiți de Dumnezeu prin sângele Domnului Iisus Hristos să fim spălați de păcatele noastre și inima noastră să fie curată, noi nu vom putea să trăim niciodată viața de pocăință. Mă uit în cuvântul Domnului și aș vrea să mă duc cu gândul la 1 Samuel, capitolul 16, versetul 7. Acolo Samuel îl trimite Domnul în casa lui Isai la Betlehem și spune, trebuie să ungi un împărat dintre fiii lui Isai. Și Samuel, care era omul lui Dumnezeu, era proroc, care vorbea cu Dumnezeu, când vede pe primul băiat al lui Isai, zice, negreșit, ăsta e omul. Ăsta e împăratul pe care Dumnezeu l-a ales. Și Dumnezeu îi trimite și un gând și vorbește cu el. Nu te uita.
Nu te uita la înfățișarea lui, nu te uita la înălțimea staturii lui, că l-a îndepădat. Omul se uită doar la înfățișare, dar Dumnezeu se uită la inima omului. Dumnezeu trece dincolo și vede inima omului, slăvit să fie numele Domnului. E important să avem o inimă curată. Psalmistul spune în Psalmul 51:10, zidește în mine ce? O inimă curată. Dumnezeu nu ne dă o inimă curată din momentul când ne-am întâlnit cu El. Dumnezeu zidește în noi o inimă curată în fiecare zi. E o acțiune, e o activitate de zi cu zi. Dumnezeu, prin cuvânt, prin rugăciune, prin cântare, prin părtășie, zidește noi și ne maturizează, zidește noi o inimă curată. Slăviți să fie numele Domnului. Să ne dorim lucrul acesta. În Proverbe, capitolul 4, versetul 23, un alt cuvânt spune: păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Slăviți să fie numele Domnului. Inima aceasta trebuie și păzită. N-avem voie să lăsăm să intre mizeria lumii. N-avem voie să lăsăm să intre tot ce e mizerabil, din televizoare, din lumea aceasta ce vedem. N-avem voie să lăsăm să intre inima asta. Ne va murdări. Mai devreme sau mai târziu ne va murdări cât de curați am fi. Dacă vom lăsa mizerile lumii să intre inima noastră, Domnul să ne păzească. Ne spune, păzește-ți inima. Pentru că din ele este izvoarele vieții. Apoi, Matei, capitolul 5, versetul 8, cuvântul Domnului, spus chiar de Domnul Iisus Hristos, pe munte, când vorbește despre fericiri, spunea El, ferice de cei cu inima curată, pentru că ei vor vedea pe Dumnezeu. Nu cei cu inima împărțită, nu cei cu inima un pic murdărită, doar curată, dar puțin, dar nu. Cei cu inima curată, aceștia vor vedea pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și un alt cuvânt, vorbind despre spirul asemănătorului, Domnul Iisus Hristos îi spunea, pământul acela al patrulea, care a căzut într-un pământ, se aseamănă cu o inimă bună și curată, care păstrează cuvântul acolo și el aduce roadă, slăvit să fie numele Domnului. Vedeți? Dumnezeu l-a văzut pe care și a văzut inima lui curată. Și pentru că a avut o inimă curată, Dumnezeu a ținut cont de omul acesta. Și mai spune cuvântul Domnului că a umblat întru totul pe calea Domnului. Dumnezeu avea o problemă acum, în ghilimele spus. Caleb avea 40 de ani. A trebuit să-l țină în viață până la 85 de ani. Caleb nu putea să moară. Pentru că Dumnezeu i-a făcut o promisiune, o făgăduință și i-a spus: tu vei intra în țara aceasta. Acolo, pământul care a călcat talba piciorului tău, tu vei intra și vei moșteni copiii tăi și copiii vor moșteni țara aceasta. Tu trebuie neapărat să ajungi acolo. Și Dumnezeu a trebuit să dirigeze lucrurile așa manieră ca care la 85 de ani să fie tot atât de tare, așa spune, am tot atâta putere cât aveam la 40 de ani. Și sunt în stare să mă duc în fruntea voastră și sunt în stare să mă bat și să mă duc să intru în posesia făgăduinței lui Dumnezeu, slăviți să fie numele Domnului. Domnul nu l-a uitat. Nici Caleb n-a uitat. A fost interesant. Caleb n-a uitat promisiunea lui, dar nici Dumnezeu nu l-a uitat. Și Dumnezeu, pe de o parte, i-a dat sănătate, i-a ținut puterea și dincolo Caleb a așteptat promisiunea lui Dumnezeu, slăviți să fie numele Domnului. A intrat Caleb în țara promisă, dar a intrat pentru că a așteptat această promisiune, a dorit și Dumnezeu a onorat această promisiune pentru Caleb. Putea Caleb să spună: am 85 de ani. Acum să meargă nepoții. Ăștia sunt bune, bă, dar ăștia sunt mai iunți, mai tineri. Știți ce a făcut Caleb? Ca și om al Dumnezeu care se încredea în cuvântul Dumnezeu și care credea că Dumnezeu îi va da țara. I-a spus lui Iosua: știți ce să-mi dai? Cel mai ușor loc de cucerit care este aici. Așa a cerut Caleb. În muntele Hebron. Acolo sunt anachimi. Acolo sunt uriașii ăia de care s-a speriat poporul și n-a mai vrut să meargă în țară. Dă-mi-l mie, la 85 de ani. Eu mă duc, nu cu puterea mea, deși am putere ca și la 40 de ani, dar mă duc în numele Domnului Iisus Hristos, în numele lui Dumnezeu. Pentru că El m-a promis că ne va da această țară, slăvit să fie numele Domnului. A luat cea mai grea parte de cucerit. Cea mai dificilă. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu l-a ajutat. I-am depărtat pe Anachim, au plecat de acolo și cel mai mare care era acolo, unul Arba, Dumnezeu l-a ajutat și i-am depărtat și Caleb a moștenit așa cum i-a promis Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Se merită să fim oameni
fără compromis pe calea Domnului. Să fim oameni cu inima curată. Pentru că Dumnezeu, față de acești oameni, față de acești copii ai Lui, își va onora făgăduințele Lui și promisiunile Lui, slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, aș vrea să ne uităm puțin în Sfânta Scriptură la mai multe făgăduințe pe care Dumnezeu mi le-a făcut și nouă. Nu numai lui Caleb a făcut făgăduințe. El mi-a făcut și nouă. Și eu am scos câteva făgăduințe. Ele sunt foarte multe. Chiar am citit cândva că Dumnezeu are o făgăduință pentru fiecare zi din viața noastră. În fiecare zi putem să avem o făgăduință. Așa multe făgăduințe sunt în Cuvântul Domnului. Unele făgăduințe se referă la viața noastră aici pe pământ. Cum să trăim. Dumnezeu vrea să avem o viață chiar de succes, o viață binecuvântată, o viață care să o trăim cu sănătate. Și pentru aceasta El ne-a dat anumite făgăduințe. Doar noi trebuie să le aducem în viața noastră, așa cum spuneam, prin actul credinței. Alte făgăduințe sunt legate de viața veșnică, de împărăția lui Dumnezeu, de viața noastră veșnică pe care să o petrecem cu Dumnezeu. Și haideți să ne uităm la câteva din aceste făgăduințe. Cele care mi le amintesc din minte, n-am să le mai citesc pentru că va lua mult timp. Am să încerc să le reproduc eu. Iosua, capitolul 1, cu versetul 8. Acolo spune așa. Cartea aceasta lege să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Că atunci vei lucra cu înțelepciune și vei izbândi în toate lucrările tale. Slăviți să fie numele Domnului. Această făgăduință pe care o dată Dumnezeu, i-a dat-o lui Iosua prima dată și apoi și nouă, se referă la viața de pe pământul acesta. El vrea să spun așa, dacă vei citi cuvântul Domnului, dacă îl vei avea în inimă și aproape de inima ta și îl vei păstra în inima ta și te vei conduce după cuvântul acesta, Dumnezeu promite, făgăduiește că vei lucra cu înțelepciune și vei avea izbândă, vei avea succes în toate lucrările tale. Slăviți să fie numele Domnului. Cine nu-și dorește succes? Cine nu-și dorește să umble cu înțelepciune în lumea aceasta? E simplu. Adâncește-ți privirea în cuvântul Domnului, ia această promisiune ca și pentru tine, adu-o prin actul credinței în viața ta în realitate și vei avea parte de ea, slăvit să fie numele Domnului. Proverbe, capitolul 5, capitolul 3, 5 și 10. Iarăși este o promisiune extraordinară. Aici spune așa, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Apoi continuă și spune, nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul, abate-te de la rău, aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averele tale și cu cele din tii roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiecare făgăduință merită să fie comentată. Timpul nu ne va permite, dar Domnul vrea să spună ceva de genul acesta. Încrede-te în Domnul din toate, adică pune-ți încrederea, crede în El, pune-ți toată încrederea în El. Recunoaște pe El, adică implică-L pe El în toate lucrările tale, în toate proiectele tale. Și atunci, El îți va netezi cărările. Adică, calea noastră este plină cu obstacole, dar promite Dumnezeu că le îndepărtează El. El va netezi cărările pentru tine. Ba mai mult, lucrând așa, El spune că îți va da și sănătate în trupul tău, slăvit să fie numele Domnului. Cine nu-și dorește sănătate? Cine nu-și dorește să aibă succes și să obstacole care sunt în proiectele tale, în ceea ce vrei să faci, să le îndepărteze Dumnezeu din fața ta? E simplu. Încrede-te în Domnul. Așa spune El. Nu spun eu. Dacă aș spune eu sau dacă o spun alții, poate într-o zi nu ne-am putea ține de făgăduința asta. Dar o spune Cel ce are toată puterea să împlinească. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Proverbe 22:6. Acolo spune așa, învață-l pe copil legea Domnului și când va fi mare, el nu se va abate de la ea. Este adevărată această promisiune, această făgăduință? Am văzut copiii de pastor, când au crescut mari, s-au răzvrătit. Au plecat în lume. Cu toate că au fost învățați de mici, calea Domnului, și au fost în adunare și cândva, probabil că cântau în fanfară, în cor, în orchestră. Dar peste ani s-au întors și ei sunt pastori astăzi în biserici.
Pot să vă mărturisesc eu, m-au învățat părinții, fiind în familie de pocăiți, m-au învățat calea Domnului de mic. N-am putut niciodată să mă duc la film, la cinematograf. Aveam colegi care mergeau. N-am putut, nu că n-am văzut film, dar nu m-am dus la cinematograf. Nu m-am simțit bine niciodată. Părinții mei m-au învățat lucrul acesta și n-am putut să mă simt bine să mă duc la cinematograf. Îmi place sportul. Îmi place să joc fotbal, volei, toate îmi plac. Dar nu-mi place să mă duc pe stadion. Simt că nu-i locul meu acolo pe stadion. Îmi place să joc cu copiii de aici din adunare, să joc fotbal noi între noi. Dar nu-mi place să mă duc pe stadion, pentru că cuvântul Domnului care m-a învățat copiii, părinții mei, m-a urmărit mereu și mereu și pas cu pas. N-am pus mâna pe țigară, n-am pus mâna pe băutură. De ce? Pentru că părinții mei m-au învățat lucrul acesta și m-au urmărit pas cu pas. Învață-l pe copil legea Domnului. Și când va fi mare, nu se va patrădea. Slăvit să fie numele Domnului. Promite Dumnezeu că învățându-ne copiii de mici, El se va îngreși ca copiii noștri să rămână pe calea Lui. Domnul să-L ajute la lucrul acesta. Psalmul 50, versetul 15, spune așa: cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Unii spun că este numărul de telefon al lui Dumnezeu. Ai un necaz, ai o problemă. Ce să faci? Pe cine să spui? Poate la unul noapte, la doar. Spune Psalmul, Dumnezeu te invită. Cheamă-mă în ziua necazului. Câți oameni vă spun, două, dacă ai necaz, sună-mă. Că vin să te ajut. Sau dacă ai o nevoie mare, ajut. Poate de pe buze ți-o spune. Dar greu să deplasează noaptea la 1 sau la 3 să vină după tine sau știu eu ce să te mai ajute. Dar Dumnezeu spune, deranjează-mă. Cheamă-mă în ziua necazului. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi, slăvi să fie numele Domnului. Eu Dumnezeu așa de bun. E făgăduința pentru noi. Doar să o luăm, să o credem. Și Dumnezeu va face realitate în viețile noastre. Ele sunt foarte multe. N-am să le iau pe toate. Psalmul 91, peste aceasta nu pot să trec. Am să vă citesc și dumneavoastră. De multe ori plecăm în călătorie, plecăm în România, plecăm cu mașinile de colo-colo. Avem nevoie de protecția Domnului. Haideți să vă spun ce spune aici cuvântul Domnului. Am să citesc de la 7. Psalmul 91, versetul 7. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost, faci din prea înalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio orgie nu se va apropia de corpul tău, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate feile tale. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi zbovi, îl voi ocroti, căci cunoaște norul rău. Când mă va chema, îi vor răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare și îl voi izbăvi și îl voi toslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea, slăvi să fie numele Domnului. Pleci în călătorie. Știu eu, se defectează avionul, un motor. Toate sunt chestii mecanice, electronice, care se pot defecta oricând. Să nu spune cineva că sunt așa de bine făcute că nu se defectează. Se defectează, o vedem și noi. Dar să urci în avion și să rostești acest cuvânt și să spui, tu ești locul meu de adăpost. Tu ești turnul meu de scăpare. Și să știi că orice s-ar întâmpla, Dumnezeu este la cârma lucrurilor. Slăvi să fie numele Domnului. Dumnezeu va salva pe toți oamenii din avionul acela pentru că tu ești acolo. Pentru că Dumnezeu își va onora promisiunea Lui și făgăduința Lui. El nu poate să mintă. El nu poate să spună, n-am să pot să onorez. Pentru că ești copilul Lui, pentru că ai inimă curată, pentru că ai preț în ochii Lui. Și pentru că trăiești așa cum vrea El. El își onorează făgăduința Lui. Slăvi să fie numele Domnului. Amin. Dar trebuie să le credem. E nevoie de credință. 1 Petru 2 cu 24. Iarăși o făgăduință extraordinară. Am să o citesc și pe aceasta. Aici cuvântul Domnului spune așa. El a purtat păcatele noastre în trucul Său pe lemn. Pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru prihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Amin? E valabil? Credeți că Domnul are dreptate când spune lucrul acesta? Vedeți cum spune versetul ăsta aici?
El spune pentru că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, pentru că a arătat venen, pentru că a fost răstignit pe ochiul cruce, spune și în Isaia 53, în rănile Lui veți fi vindecați? Ați fost vindecați. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu și-a încheiat lucrarea. Dumnezeu și-a încheiat lucrarea. Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, El a răbdat pentru noi, El a avut răni și în rănile acelea noi toți am fost vindecați. Vindecarea este un fapt dumnezeiesc înfăptuit deja. Dar cum se întâmplă că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit cu 2000 de ani în urmă, iar eu sunt în adunare, sau să zic, sunt aici la Ambon, și sufăr de hipertensiune, că asta e boala mea care o am. Sufăr de hipertensiune. Mai e valabil ce spune Domnul? Sigur că e valabil. Dumnezeu vrea să aduc vindecarea în viața mea prin actul credinței. Eu trebuie să stau și să mă rog înainte Dumnezeu, îmi dă dreptul și privilegiul că Dumnezeu ca eu să mă rog pentru vindecarea mea. S-ar putea răspunsul la rugăciunea mea să fie ca așa de pare. S-a rugat și Dumnezeu i-a răspuns și i-a spus, harul meu ți este de ajuns. Tu trebuie să lucrezi așa și rămâi cu boala pe care o ai. Se aseamnă lucrul acesta ca și cum un bunic care nu știe de medicamente stă în față la Jean Coutu sau la Farmaprix și îl doare măseaua. Și acolo caracterul e plin de Tylenol. Dar el nu știe. Și vine cineva și spune la un moment dat, du-te, ia un Tylenol, cumpără un Tylenol, ia un Tylenol și îți trece durerea de măseaua. Dar el dacă nu merge, el o să rămână cu durerea în continuare. Că dacă nu crede în asta. Dar dacă crede ce îi se spune, merge un Tylenol și i-a trecut. Așa e cu vindecare. Noi am fost vindecați în rândul, dar trebuie să le aducem în realitate prin credință. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Sunt fapte dumnezeiești făcute de mii de ani a făcut Dumnezeu pentru noi. Sunt depozitate în depozitele lui Dumnezeu. Doar noi să le aducem prin credință în realitatea vieții noastre. Ioan 15 cu 7, Ioan 16 cu 24, la fel, cuvinte extraordinare. Făgăduințe extraordinare. Acolo spune așa, până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Le spuneau cerințelor, dar și nouă. Cereți și veți căpăta. Cereți și veți căpăta. Le spune Domnul Iisus Hristos. Tot aici le spune, dacă rămâneți în mine, cereți tot ce veți vrea și veți primi, veți căpăta. Este promisiunea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor. Și ne-o spune și nouă. Domnul să ne ajute să credem ceea ce ne-a spus Domnul prin cuvânt. Apoi aș vrea să vă aduc câteva. Acestea au fost toate legate de viața noastră pe pământul acesta. Pentru că Domnul vrea să trăim și sănătoși, vrea să trăim bine și cu înțelepciune pe pământul acesta. Dar avem foarte multe făgătuințe legate de viața veșnică. Matei 11, 28 și 29 le spune așa ucenicilor sau oamenilor care ascultau și spune și nouă. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă. Veți găsi odihnă. Luați jugul meu. Luați sarcina și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cei ce căutați mântuirea, veniți la Domnul Iisus Hristos și El făgăduiește că venind la El, veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Slăviți să fie numele Domnului. Un alt cuvânt, Matei 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Putem să credem că e așa? Amin, Domnul să ne ajute. Căutați mai întâi împărăția. Căutați lucrurile împărăției. Celelalte lucruri se promite Dumnezeu, făgăduiește Dumnezeu că se va ocupa El de ele. Lăudați să fie numele Domnului. S-a amintit și azi dimineață că au venit ucenicii la Domnul Iisus Hristos și au spus, Petru i-a spus Domnului, Doamne, noi am lăsat totul. Ce răsplată vom avea? Am mai discutat lucrul acesta. Și Domnul i-a spus adevărat, dar îți spun, Petre, că chiar aici, pe pământul acesta, dacă ai lăsat holde sau frați lor, vei primi însutit. Și am primit frați? Dacă cineva a anunțat la frații lui, din cauza credinței, câți frați a dat Domnul în credință? Mii și milioane de frați. Te duci în Australia și frații te primesc cu brațele deschise. Te duci în America, frații te primesc. Te duci în Elveția, frații te primesc. Pe orice continent. Te spui că ești un copil la Domnul, mergi la adunare și frații te primesc, te duc la ei acasă, ești fratele lor. Slăvi să fie numele Domnului. Își onorează Dumnezeu cu gânduință? Sigur că își onorează. Sigur că își onorează Dumnezeu. Apoi Domnul le-a spus în Ioan 14 cu 2 și 3.
Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Credem noi această promisiune? Că unde s-a dus Domnul, ne va duce și pe noi? Amin. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. O altă făgăduință. Marcu 16 cu 16. Extrem de interesantă și de importantă. În Marcu 16 cu 16 spune așa. Cine crede și se botează, va fi mântuit. Este vorba despre acea împuternicire care le dă ucenicilor să meargă în toată lumea să vestească Evanghelia. Îi se dă și semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, dar le spune așa. Cine crede și se botează, va fi mântuit. Ca să cred înseamnă că trebuie să fiu un adult, să disting lucrurile, să înțeleg Evanghelia, să înțeleg la ce mă angajez. Și Domnul spune așa și mătărește așa, că dacă crezi și te botezi în numele Domnului Iisus Hristos, vei fi mântuit, adică vei ajunge în împărăția Lui. Slăvit să fie numele Domnului. E simplu. E nevoie de credință și să-L crezi pe Dumnezeu, pe cuvânt. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Romani 10, 9 și 10. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Slăvit să fie numele Domnului. Cine n-are pe Dumnezeu, n-are viață veșnică. Dacă l-ai pe Fiul, dacă l-ai pe El ca Domn, ai viață veșnică, promită Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Ioan 3, cu 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu. Pentru că oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Slăvit să fie numele Domnului. Ce trebuie să faci? Să-L crezi pe Dumnezeu. Să crezi că El a dat pe Fiul Său, ca oricine crede în El, în jertfa Lui, să nu piară. Deci nu pierde. Are viață veșnică. Slăvit să fie numele Domnului. 1 Corinteni 10 cu 13. L-am amintit adesea cuvântul acesta. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Ci împreună cu ispita, pregătiți și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să puteți birui. Slăvit să fie numele Domnului. Parafrazez. Dumnezeu știe cât poate Pavel Ardelean. Nu v-a îngădui să fiu ispitit peste puterile mele. Dar trebuie să ne amintesc mereu când sunt ispitit. Fie că sunt ispitit din duc de curtie, fie că sunt ispitit să fumez, să beau, să fac ceva. Trebuie să ne amintesc. Dumnezeu a dimensionat. Eu pot să trec peste ispita aceasta. Dumnezeu n-a îngăduit o ispită mai mare peste care eu să nu trec. Resursele pe care le-a pus la îndemâna mea sunt suficiente. E Duhul lui Dumnezeu, cunosc Evanghelia, cunosc cuvântul Domnului. Am resurse suficiente ca să trec biruitor peste această ispită. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. El nu va îngădui să fim ispitiți peste tot. Nimeni nu poate să se justifice și să spună ispita asta a fost prea mare. N-am putut să o biruiesc. Nu. Nu, pentru că Biblia, cuvântul Domnului spune că El n-a îngăduit niciodată ca un frate X, Y să fie ispitit mai mult decât putea el. I-a îngăduit, i-a dimensionat ispita. Putea să fie biruită. Dacă ai căzut, ai căzut pentru că ai ales să cazi. N-ai căzut că n-ai putut să o învingi. Domnul să ne dea lumină și să ne amintim mereu în mintea noastră să ne fie trăiați lucrul acesta. Că noi putem să trecem și să învingem orice ispită. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, 2 Timotei, capitolul 4, 7 și 8. Apostolul Pavel, vă amintesc repede cuvântul acesta, spunea: m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum, mă așteaptă coroana neprihănirii pe care mi-o va da Dumnezeu. Și dacă ar fi spus doar atât, poate ne făceam unele probleme. Dar știți ce a spus? Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Apostolul Pavel și-a încheiat alergarea. A știut, m-am luptat lupta cea bună. Am fost disprețuit, oratorii din Grecia au fost aclamați. Eu, lângă ei, și eu am orator. Eu am predicat Evanghelia, eu am fost disprețuit. Nu contează, mergem mai departe. A proclamat Evanghelia, a fost împroșcat cu pietre. Putea să spună, Doamne, dacă mai ales să fiu rob al Tău, să duc vestea bună a Evangheliei la oameni mari. De ce îngăduie să fie așa? Să fie în butuci, să fie în temniță, pentru să Pavel s-a dus înainte. A ajuns la final și a spus, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am sfârșit alergarea. De acum mă așteaptă luna neprihănirii. Și nu numai pe mine. Făgăduiește Dumnezeu că pe toți acei ce vor păzi credința și vor și se vor lupta lupta cea bună, îi va aștepta luna neprihănirii. Slăvit să fie numele Domnului. Și Domnul să ne ajute să ajungem acolo ca și apostolul Pavel.
Mai sunt câteva versete, câteva făgăduințe. Cele din 1 Ioan, de știți, Dumnezeu ne-a dat, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dumnezeu promite așa că dacă ne mărturisim păcatele, dacă renunțăm la ele, El este credincios și drept ca să ne le ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Ne scapă de ele, slăviți să fie numele Domnului. Și vă las pe dumneavoastră să mai căutați. Mai sunt multe. E poate prea greoi ca să tot să vă spun versete și să vine repet aici. Dar căutați-le dumneavoastră. Ele, toate acestea sunt ale noastre. E păcat. E pierderea noastră să nu le avem. Este paguba noastră să avem atâtea făgăduințe pentru fiecare situație din viața noastră. Ne asigură mântuirea, ne asigură confort, ne asigură și succesul pe pământul acesta. Dumnezeu este de partea noastră, ne-a dat făgăduințe și El se ține de cuvânt. Slăviți să fie numele Domnului. Haideți, frați și surori, să ne punem pe inimă să le căutăm, să săpăm în cuvântul Domnului, să le găsim și să le luăm pentru noi. Și Domnul să ne ajute la aceasta.